Cel mai comentat eveniment din istoria lumii a fost, este și va fi învierea glorioasă din morți a Domnului nostru Iisus Hristos. Prin învierea lui Iisus, Dumnezeu detronează moartea, distruge domnia păcatului și transformă totul. Doar Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui. El devine Domn și Mântuitor și astfel începe procesul de răscumpărare a lumii. Pentru noi, cei care știm că Iisus, Domnul istoriei și a lumii, este viu și domnește, reprezintă o speranță puternică într-o lume apăsată de păcat, de neputință și disperare. Mesajul învierii este simplu și puternic în același timp. Hristos trăiește. De multe ori, în mijlocul fricii, al tristeții, al izolării, este foarte greu să credem acest lucru și totuși, mesajul primit de ucenici după învierea lui Iisus este cel pe care îl primim și noi astăzi. Speranță în fața suferinței, încredere în mijlocul problemelor, dragoste în mijlocul fricii. Învierea arată celor ce urmează calea lui Iisus că dincolo de suferință și moarte este viață. Mâine, cu ajutorul lui Dumnezeu de la ora 10, prin intermediul internetului, am vrea să ne bucurăm și să celebrăm împreună învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Să vedem împreună efectul imediat al învierii lui Iisus. A fost o schimbare radicală în viața ucenicilor. Din niște oameni speriați și dezamăgiți, ei devin predicatori curajoși, care au răspândit vestea bună în întreaga lume. Ne dorim și noi, în viața noastră, un efect evident, real al învierii Mântuitorului, o transformare autentică a fiecărui credincios într-un ucenic pasionat pentru împărăția cerurilor. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, amin.